Astăzi, de ziua științei, noi copiii de la Biblioteca Nicolae Titulescu vă vom citi câte informații despre știință. Ce este știința? Știința nu înseamnă numai lichide care borborosesc în eprubeta și teste de laborator. Ea e încercarea omului de a înțelege lumea din jur, de a învăța de la ea și de a folosi cunoștințele obținute astfel pentru viitor. Animale astronauți. Nu doar oamenii sunt astronauți. La începuturile ingineriei spațiale au fost trimise în spațiu mai multe animale pentru a vedea cât de sigur ar putea fi un zbor asemănător pentru oameni. Mai târziu, oamenii au luat cu ei animale în spațiu pentru a le studia comportamentul. Vin roboții. De fapt, există sute de tipuri de roboți. Unii cu formă umane și alții care nu seamănă deloc cu oamenii. Vei afla despre toți în această carte. Știința. Lumina pătrunde în ochii tăi, iar aceste semnale sunt interpretate de creier, ca fiind lucrurile pe care le vezi. Pentru că imaginea din fiecare ochi este ușor diferită, creierul descifrează sensul ei, astfel încât tu să nu vezi o imagine dublă. Inventarea roții. Roata este una dintre cele mai importante invenții din toate timpurile. Încearcă să-ți imaginezi viața fără ea. Probabil nu vei ajunge prea departe. Roțile au început să fie folosite în Europa și Asia acum mai bine de 5.000 de ani. Experimentele prezentate în această carte pot fi făcute acasă sau la școală. Cartea explică ce este sunetul, cum se produce și cum se transmite. Copiii se vor distra descoperind știința de spatele lucrurilor mici în viața de zi cu zi. Eu vreau să devin un om de știință și vin în fiecare zi la bibliotecă. La mulți ani, știință!